Deși nu e natura mea aceasta, dar voi începe prin a atinge, cred, cea mai dureroasă coardă ce poate vibra într-un suflet omenesc, și anume un copil fără părinți. Un copil care nici nu-i cunoaște. Nu-i a văzut niciodată. A fost dat undeva sau. Simțământul acesta nu poate fi decât pomenit de noi, dar nu, trăi, nu, nu, avem noi idee ce înseamnă așa ceva. Dar vrând sau nevrând, ființa umană poate să aibă doi, patru părinți, se naște cu acest gol în suflet. Și cu toate că are de toate, în mijlocul a de toate, el spune deșertăciune și goană după vânt. Acesta e simțământul lui. Și acum am să spun o istorie frumoasă. Eu vă las pe voi să faceți research după aceea. Dar a fost o astfel de persoană și sunt în lume persoane care nu-și cunosc părinții. Unii dintre ei nu se odihnesc niciodată cât trăiesc, ei continuă să caute. Trebuie să ai aflu până la urmă. Poate că și ei mă caută pe mine. Nici ei nu știu unde sunt pierduși. Și fac tot felul de investigații, sunt agenția astăzi care se ocupă cu treburile acestea. În orice caz, era o astfel de fată, o fată, care nu și-a cunoscut părinții, care era bine, avea de toate, avea un bun serviciu, acum avea propria familie, lucra într-o instituție respectabilă, dar nu se putea odihni, nici o clipă vroia să știe cine sunt părinții ei. Nu i s-au dat nici măcar informațiile elementare. Uite, te-a adus aici și te-a lăsat pe treptele gării o persoană în data de sau la un orfelina, Sau... Niciun fel de informație nu era cunoscut cu privire la ea. Și continuând căutarea ei, cercul se strânge din ce în ce mai mult. Până la urmă se fac cercetări genetice și până la urmă cercul este foarte mic. Și surpriza surprizelor și șocul vieții ei, colega dumnea ei de birou, cu care a simțit totdeauna o afinitate, cu care s-a înțeles așa de bine și din priviri, colega ei de birou devine parte din cercul cel mai mic ce urma să fie testat genetic și exploziv. Era mama. Vă puteți imagina, nu, nu, nu ne-aș încerca să fac vreo caricatură să descriu momentul acesta al întâlnirii dintre ele, dar am să spun numai punctul cel mai sensibil al acestei întâlniri. Fata a strigat. Îmi pare rău de toți acești ani, mamă, în care am lucrat lângă tine și n-am știut că ești mama. Mă purta foarte frumos, dar dacă aș fi știut cine ești, cu adevărat, viața ar fi avut-o cu tot o altă culoare și același cuvânt a izbucnit din pieptul mamei. Dacă aș fi știut lângă cine lucrez. Aceasta este căutarea omului nostru de astăzi. El își caută părinții și va continua să-i caute. Încearcă să-i nege, încearcă să ignore, încearcă să uite, încearcă să lupte împotriva lor, orice ar face, dar lucrul acesta continuă să-i preocupe sufletul. De unde vin, încotro mă îndrept, cine sunt, ce fac, cu ce, cu ce sunt și ce am, ce sens au toate aceste lucruri. Și coborând între noi, în experiența noastră de fiecare zi, Corpul nostru este echipat de Dumnezeu cu posibilitatea eliberării unor agenți de protecție, altfel ai muri, dar corpul eliberează imediat agenți de protecție. În momentul în care tu ești confruntat cu o veste șocantă, sunt tot felul de mecanisme psihologice care se petrec, dar vestea confruntă totdeauna sufletul omenesc. Așezați-vă acum în locul nu al acestei fete care caută pe mama. Așezați-mă în locul tatălui care spune, voi plânge cât voi trăi, fiindcă am pierdut copilul acesta. Păi dar mai sunt ceilalți copii. Noi eu nu am atâți copii. Nimeni nu poate să stea în locul altuia. Fiecare copil este unic. Voi plânge până la mormânt, a spus el. La tată, încerca ei să-l mângâie, el n-a acceptat niciodată din gura acestor oameni falși ceea ce ei vorbeau, simțea că e gol. Dar a venit o zi în care unul dintre ei, găsim aceasta în Genesa 45, unul dintre ei strigă cu putere la el, tată, Iacov, Iosif tot mai trăiește, versetul 26, Iosif tot mai trăiește și chiar el cârmuiește toată țara Egiptului. Imediat în sufletul lui s-a declanșat acest mecanism de protecție, și a înghețat toate funcțiile psihologice. Altfel, nu faci față. Sunt oameni care au murit de sperietură, de bucurie, de. Imediat a fost protejat și scrie Biblia, dar inima lui Iacov a rămas rece pentru că nu-i credea. Nu-i vorba de expresia, e prea frumos să fie adevărat. Este vorba de expresia, este atât de frumos încât este imposibil să fie crezut. Și inima lui a rămas rece. Băieți insistă, tată, uite-te afară, uite de ce afară la noi! Limuzinele acestea cu steagul statului pe ele, cine? Pe ei umblă numai șeful mare cu așa ceva. Ce caută astea în curte la noi? Ce caută Uite aici este evidența, tată! După care el strigă în versetul 28, Israel a spus, destul, Fiul meu, Iosif, tot mai trăiește. Vreau să mă duc să-l văd înainte de moarte. Au fost situații și sunt astăzi în care un părinte nu trește gândul că fiul sau fica lui a murit sufletește. Nu-l va interesa poate niciodată credința în Dumnezeu. Și un părinte știe ce înseamnă așa ceva, de aceea, indiferent ce i s-ar mai spune dincolo de acest lucru, uite ce a realizat, uite -te ce om mare am ajuns, i-a spus băiatul tatălui său. Și tatăl a spus, mare, ai ajuns, dar om încă nu. Nimic nu poate să compenseze pentru inima unui părinte faptul că un copil trăiește. Asta e tot. Am văzut morminte de granit, s-a spus că au cheltuit nu știu cât la mormânt, slujbe nemaiauzite. Care... Nu. Copilul acela din Bordei, care este plin de viață și de sănătate, valorează imens mai mult decât Iosif trăiește. Copilul meu simte pentru Dumnezeu. Copilul meu copilului meu e mișcat sufletul de Dumnezeu. Iosif trăiește. Din acest motiv, și acum vorbesc cu tine, Domnule, și cu tine, Doamnă, din acest motiv, David i-a spus lui Ioab, știu că ești un criminal la suflet. Ai grijă de tânărul Absalom, unde ai să-l vezi. Asta a fost porunca împăratului. Oh, uite-l aici încurcat în droguri, în beții, în curvii, în desfrânări, în nenorociri. Uite-l aici încurcat, scoate arcul imediat, Că sunt pentru, gata. Și Biblia scrie, el era încurcat într-adevăr în crengile stejarului, dar era plin de viață acolo. Și l au omorât. l au omorât prin votul lor. L-am omorât prin atitudinea lor, prin purtarea lor. Au stat la ușă și mi-au uh, mi strâns cravata până m-au asfixiat. N-ai voie cu cravata aici. Am intrat în adunare și mi-a spus ce cauți cu ciocația aici și m-a scos cu ciocația, afară din adunare. Voi faceți diferență între păstori și ciobani. Dar ăștia nu sunt ciobani, ăștia sunt talibani. E cu totul altceva. Oameni care omoară omul pentru rânduielile lor. Iubiții mei, acest cuvânt pe care l-a spus Iacov, cuvântul destul, el se aplică în multe domenii. Și aș fi atât de fericit dacă prin harul bunului Dumnezeu am rosti acest cuvânt în dreptul oricărui fel de rău de care suntem conștienți. Într-un fel sau altul. Destul! Există un destul. Iar astăzi, așa cum am văzut cu ochii noștri, s-a petrecut acest lucru cel mai însemnat din viața și ființa acestor iubiți. Tineri care sunt aici. Și mai sunt, mai sunt mulți alții. Mie mi-au spus personal. Chiar vreau să întreb în momentul ăsta. Chiar vreau să întreb. Cine dintre cei prezenți aici nu este încă botezat? Mâna dreaptă sus. Sus, sus, sus. sus! No, nu no, aveți niciodată. Încă. Hai Cine nu este încă? Știi ce înseamnă cuvântul acesta? că sufletul se gândește acolo. A venit și m-a căutat un domn tinerel aici pe bancă și mi-a spus, și eu vreau să mă botez. Uite-l acolo, e cu casca pe urechi. Și eu vreau să mă botez. Este momentul în care cerul și pământul vin împreună. Aceasta nu este o sărbătoare bisericească doar sau părintească sau pământească. Este o sărbătoare cerească, pentru că Biblia spune, e mare bucurie în ceruri. Noi că am supărați în general, dar abia ne mai scapă că un amin când și când, da? Dar dacă ne-ar vedea ochii ce se întâmplă în ceruri și dacă am crede ce scrie acolo în Apocalipsa, muzica aceea cu tunet, ca să exprime bucuria aceasta pe care Dumnezeu o trăiește pentru fiecare dintre noi care suntem aici. Mare bucurie în ceruri! Mare bucurie! Însă punctul cel mai important din toate acestea, am uh, uh, aliniat cu voi acolo câteva forme ale veștii bune. Vestea bună că s-a născut copilul, uh, vestea bună, vă aduc o veste bună că s-a născut un Mântuitor, vestea bună că Mântuitorul revine, dar toate aceste vești bune. Nu au nicio putere și nicio avere în ele dacă lipsește acea veste bună, Doamne, și eu, Doamne, și copilul meu, Doamne, și prietenul meu. Aceasta este ceea ce încoronează vestea bună. Și peste acestea toate se așează lucrul cel mai însemnat. Glasul lui Dumnezeu din cer care a spus acesta este fiul meu, tu. Tu ești fiul meu, tu ești fica mea, prea iubit, în care îmi găsesc toată plăcerea și așa să ne ajute Dumnezeu. Amin. Iubiți mei, o să avem un moment de frumoasă mărturisire de credință. Și este clipa aseară împreună cu pastorul Benistan, am stat în acest grup nobil, de oamenii lui Dumnezeu și unul dintre noi a remarcat uh, lucrul acesta este cu atât mai însemnat cu cât se întâmplă în împrejurări ca acestea, împotriva acestui fel de împrejurări. Este o, o notă pur și simplu discordantă pentru cursul de cădere și de cădere continuă a lumii în care suntem.